În contextul social actual, în care se simte o nevoie acută a reorganizării sistemului de învățământ prin adaptarea programei la sistemul de învățare online, prin obținerea infrastructurii necesare desfășurării cursurilor, accentuarea măsurilor de protecție și adaptarea la noile exigențe, Logitech propune o soluție de videoconferință special gândită pentru sistemul hibrid de învățare-predare. Datorită performanțelor audio și video ale sistemului, copiii care participă la orele online văd informația de pe tablă în mod foarte clar și pot interacționa cu profesorul și colegii din sala de curs. De asemenea, celor care participă de la distanță, sistemul le permite să se audă perfect, astfel încât se creează senzația că sunt în sala de curs. Soluția propusă de Logitech facilitează un mediu de colaborare eficient, creând o atmosferă autentică. ASBIS România, împreună cu Logitech și Microsoft, sprijină dezvoltarea și digitalizarea educației din România, oferind soluții excepționale pentru modul de predare hibrid și online. Ne aflăm într-o școală normală de cartier în care am implementat cu partenerii noștri tehnologie pe care am arătat-o acum câteva luni. Astăzi un profesor poate să predea indiferent dacă elevii se află în clasă, acasă sau unii acasă și alții în clasă. Și asta ne ajută foarte tare pentru că putem să controlăm tot ceea ce se întâmplă într-o etapă de predare sau de evaluare, indiferent de materie, indiferent de locația în care ne aflăm fiecare. Pentru acest lucru folosim hardware de la Logitech, camere video și microfoane, toate fiind conectate la un Tiny PC Lenovo, iar pe acel Tiny PC Lenovo funcționează Windows 10 IoT cu un sistem special Teams Meeting Rooms, sistem și platformă Teams pentru educație folosite de către sute de școli din România și nu numai, iar astăzi aducem, așa cum spuneam, școala hibridă ca realitate, indiferent de condițiile de predare pe care un profesor trebuie să le înfrunte în perioada actuală. Mai mult decât o experiență de predare online, înseamnă o treaptă mult mai înaltă și calitativ, dar și structural pentru o lecție obișnuită de predare. Profesorul nu poate să stea înțepenit la predare, trebuie să explice, iar acum avem ceva cu mult mai mult. Avem atât o posibilitate de prezentare, cât și de a lua notițe, de a scrie, de a prezenta mult mai complex copiilor ceea ce este necesar. Este alt sunet, o altă imagine mult mai clară. E o magie să te duci și să scrii într-un colț și toată tabla aceea să fie perfect vizibilă. Este cu totul și cu totul ceva nou și util pentru un cadru didactic. De fiecare dată când e ceva nou pentru copii, este și ceva util și plăcut și atractiv în lecția respectivă.